Asta înseamnă când îți bate motorul. De exemplu, la 1.5 DCI, deși nimeni nu vorbește despre chestia asta pe la noi, schimbați-vă, frate, uleiul la timp, că dacă ne uităm la acest piston, el are niște specificații. De exemplu, segmenții ăștia doi sunt ăia de compresie și ăsta este segmentul raclor de ulei. Dacă nu schimbi uleiul la timp și el își pierde din proprietăți, acest segment, care în mod normal ar trebui să fie destul de liber și să se poată mișca, ca să aibă o elasticitate, să poată etanșa, pentru că, după cum v-am mai explicat, segmentul are o strungăreață. Asta. Decât să ajungi în situația asta cu o mașină normală relativ nouă, cu kilometri puțin, doar pentru că ți s-a spus că trebuie să ții uleiul 30.000 de kilometri și 2 ani, ceea ce pur și simplu este inacceptabil, mai bine îl schimbi la timp, că e mult mai scump să ajungi cu piesele astea pe masă așa, să trebuiască să plătești manopere sau, dacă îți faci singur, să fie un timp îndelungat în care faci chestia asta, mai bine schimbi uleiul la timp, că este infinit mai ieftin. Părerea mea e că e de necontestat faptul că mai bine ești preventiv decât să ai situații din astea neplăcute, pe principiul ăla cu mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. Voiam să plec, dar având în vedere că plouă și probabil traficul merge înapoi la cât de aglomerat e, am zis să mai rămân aici la Panda Self Service, locul unde poți să devii propriul mecanic, și astăzi vreau să vă arăt un proiect interesant și ce piese, rebooturi și așa se mai află printr-un service, pentru că Dan are un foarte drăguț Hyundai Coupe pe care nu am apucat încă să-l filmez, că este în lucru, care a trecut prin tot felul de peripeții și parte din sufletul lui se află undeva pe masa aceasta, respectiv cutia de viteze. Și e interesant de văzut cum arată piesele astea, chestii diverse și cum e, nu știu, atelierul ăsta așa de prezentat. De exemplu, aici avem mascotele acestui atelier, care sunt făcute din tot felul de evacuări, chiulase, discuri de frână. Arată foarte drăguț și mi se pare că ar face un logo minunat. Aici putem vedea niște pistonașe micuțe, tot felul de pistoane mai mari. Ăsta chiar este unul de Hyundai și l-am văzut acolo ca să comparăm niște chestiuni, că montajul bolțului de la piston se face prin dilatație și evident că trebuie niște flacără. E o încercare, aproape. De fapt e reușită, că ai văzut cum se mănâncă. Da. Și timpul necesar, undeva la 3 minute de flacără din ambele părți. Au dilatat suficient de mult biela ca să poți să introduci. Aici însă avem o bielă care are o bucșă de cupru. Asta am avut în atelier. Biela normală a ei este cu tip fracture split, e turnată dintr-o bucată și fracturată după. Și are un ochi clasic, care este de parcă 19,5 acolo. Și bolțul are 20 sau cât. Da. Aici. Astea sunt pistoanele noi, care au fustele astea cu grafit. Bolțul și fără siguranță. E fest și fără siguranță, pentru că el e prins de ochiul acela central. Și aici, de fapt, e schepsisul, că trebuie să încingi biela să se dilate, bași bolțul, s-a răcit și automat se strânge. Și după cum am observat la pistonul vechi, există o anume asimetrie, în sensul în care e puțin într-o parte prins bolțul și are joc doar într-o singură direcție. Adică, probabil la fabrică iau niște aparatură specială pentru treaba asta, aici nu e cazul, dar știi cum e, DIY-ul până la urmă devine interesant. Ăsta e ceva foarte interesant, nu știu cât ți-ați apucat să vedeți, este mecanismul intern de la o bormașină cu percuție, aia pe care o are un vecin imbecil în mână tot timpul, exact când ți-e lumea mai dragă. Și practic putem vedea că rotația normală a motorului este accelerată de aceste pinioane. Și dacă scoatem tot device-ul acesta, vedem sateliții planetari. Rețineți acest element, pentru că o să-l vedeți mai departe în peisaj, oarecum, în cutia de viteze. Ăsta este blocul motor beta de la Hyundai, 2 litri, 140 de cai aproximativ, care are un sistem foarte interesant de distribuție variabilă și pe lanț și pe curea, seamănă cu FSI-ul ăla de 2 litri din punctul ăsta de vedere. Și aici putem vedea o pompă de ulei încastrată în capac, care este nouă, acolo vine filtrul de ulei pe montura respectivă. Și pompa se află exact în acest element, ăsta e sorbul ei. Și interesant că există și beta de 1.6, care însă nu are aceste ramforsări pe partea de cuzineți. Ăsta este un arbore cotit, ocrotit, cum zice domnul Silviu German, care cred că a fost echilibrat cumva, este echilibrat specific prin eliminarea unor puncte de pe aceste contragreutăți. Și acesta este ceea ce în engleză se numește reluctance disc, este acel
disc care spune senzorului de poziție, impulsurile alea, disc de impuls, cred că se numește română. Și na, așa funcționează, așa arată un arbore cotit de motor cu 4 cilindri, cu acele dopuri tehnologice pe unde sunt canale de ulei de răcire. Și asta este chiulasa. Și de asta zic că seamănă cu FSIU, pentru că distribuția este tot pe curea și este pe o parte. Iar pe cealaltă parte avem variatorul de distribuție și între cele două axe avem un lănțic. Și în felul acesta putem vedea camele, tacheții mecanici. Ăsta este variatorul de solenoidul, da, de variație, exact, care are trei canale. Practic intră uleiul pe centru și magnetul zice așa: vrem avans de distribuție, băgăm ulei pe aici. Vrem regres, băgăm pe aici. Nu poate să meargă simultan pe ambele. Ăsta este lanțul dintre axe și cu care chiar cum era? El nu putea anul trecut, da. Oricum. Și la HD-uri este așa ceva, la 1.6 și 2.0. Două zale colorate diferit, pentru că sunt anumite semne pe cele pe două distribuție, axe. Da. Iar ăsta este întinzătorul lanțului, care la fel și el a fost înlocuit. Și ăsta hidraulic, exact. Cel original de pe mașină era mort, nu mai făcea presiune. Păi dacă tot ai desfăcut, era păcat să nu schimb. Da. Și ăsta este ceea ce se numește popular tachet. Și îl putem vedea în partea aceasta de aici, la unele motoare cu compensare hidraulică. Asta e mecanic. Și astea mecanice sunt fixe, adică la mii de kilometri în funcție de situație se verifică jocul cu lera, care de obicei e ceva de genul pe admisie 0021, pe evacuare 0025, o treabă de genul acesta. Și dacă nu este în parametri, se schimbă cu un tachet cu alte specificații, deși posibil ca aceștia, dacă nu mă înșel, să aibă chiar pastile. Și implicit să schimb doar pastila, depinde de situație. Dacă este hidraulic, are niște canale cu un pistonaj de compensare. Și din punctul ăsta de vedere, da, motorul chiar seamănă cu partea aia clasică. Asta, de exemplu, este o cămașă de piston, care este probabil din fontă sau oțel, sau ce este? Ah, e evacuarea asta. Am făcut o presă pentru... Da, da, tot așa arată și ăla. Adică, practic, este în ceea ce merge pistonul înăuntru. Da. Asta a fost o presă improvizată aseară pentru un pachet pentru de ambreiaje. Ceea ce urmează aici. Da. Uitați, asta este o transmisie automată de Hyundai în 4 trepte, care mi se pare extrem de simplă, e super compactă și asta pentru că are un singur mecanism planetar, ca cel pe care l-ați văzut mai devreme în partea aia de bormașină. Adică, practic, înăuntru aici, noi avem un mecanism, el se numește, și oficial mai zis domnul de la cutiile automate, automatico, că se numește mecanism de reductor planetar, deși el nu întotdeauna funcționează pe principiul de reducție și are trei etaje principiale, să le numim. Roata soare, care este centru, nu o vedem aici pentru că ea, de fapt, este atașată unui ax de acest fel. Centura de sateliți planetari, care orbitează în jurul acelui soare, de-aia se și numește așa, și roata inel, ring gear, care, deși nu se vede, pe interiorul acestei tobițe există o rotiță care are dinții spre interior. E ca o centură, seamănă cu ceea ce vedeți aici, buzele astea, doar că este special făcută să se întrepătrundă acești dinți. Și asta înseamnă că mecanismul ăsta planetar poate să-ți obțină singur 4 viteze. La cutiile mai noi, care au 5, 6, 7, 8, 9, 10 trepte, trebuie să ai mai multe asemenea perechi ca să poți să multiplici vitezele. Și, de exemplu, la o cutie, nu știu, ZF 8 HP, ai 4 mecanisme planetare. Unul de tip Simpson, care presupune un soare comun pentru două mecanisme din astea și alte două mecanisme exact ca acesta. Și ele sunt înseriate, pot funcționa prin faptul că, dacă ne uităm la acest mecanism, cum obține el vitezele? Ai odată funcția de direct drive, adică motorul trimite prin axul arborele cotit, prin axul din cutie, exact aceeași viteză de rotație către diferențial. Și în felul acesta e raportul 1:1. Adică, în situația aceea, tot acest mecanism se rotește cu totul. Putem vedea că el are niște elemente în interior care se pot mișca, dar sunt ținute static. Și în felul acesta, cutia este în o treaptă, a treia sau a patra, să zicem. E, dacă, de exemplu, cu ajutorul unor mecanisme ținem pe loc și lăsăm libere alte elemente, mecanismele de control fiind aceste tobițe, care, dacă ne uităm cu atenție, au niște caneluri. Și în interiorul acestor caneluri vin niște discuri. Discurile respective pot avea canelurile pe exterior sau pe interior. Și discurile sunt montate aici, după cum putem vedea. Ele sunt întrepătrunse. Un set de discuri, cum este cel de deasupra, are canelurile spre exterior și celălalt set de discuri le are pe interior. Și ele, practic, pot să prindă la oaltă două mecanisme. Astea sunt, de fapt. Da. Și le putem vedea că ăsta este cu canelură pe
exterior și cel de fricțiune este cu canelură pe interior. Și un mecanism de valve hidraulice trimite ulei prin acest canal de valve și implicit discul ăsta acționează, este presat și comprimat de un piston. Și dacă luăm acest ax și îl băgăm aici, putem vedea că aceste mecanisme se rotesc. Așa că dacă tu pui presiune prin solenoid pe acest mecanism, toată toba asta se poate roti cu totul. Sau mecanismul ăsta poate fi liber. Sau o țipa asta pe loc și se rotește cea de dedesubt, o țipa asta pe loc, se rotește cea de deasupra, sau se rotește cu totul. Și aceste mecanisme de control au un impact asupra acestui mecanism planetar. Și în felul acesta, ori bagi, de exemplu, rotație pe centru și putem vedea aici că se mișcă acest satelit și aici avem două situații. Orice trece mai departe de cutie este direct prin arbore, ori ce intră prin acest arbore și rotește aceste pinioane planetare, rotește caseta exterioară și în felul ăsta avem o treaptă. Avem situația în care blocăm acele tobițe și tot acest mecanism se rotește cu totul. Putem vedea că el poate să se rotească doar într-o singură direcție, are un blocaj ca o diodă mecanică. Și mai putem avea, de exemplu, situația în care ții pe loc tobița asta și bagi soarele și să se miște planetele, sau poți avea situația în care ții soarele pe loc și alimentezi centura asta și ea poate să orbiteze cu totul, adică în timp ce ăsta se rotește, să se rotească și asta de aici. Și în felul ăsta obții toate cele patru viteze. Și dacă basculăm cutia asta peste cap, care e destul de grea și cu o mână nu prea merge făcută, ăsta este selectorul de viteze care funcționează mecanic și care are aici un actuator și în funcție de asta un piston care selectează poziția de marșarier, drive și neutral. Și aici putem vedea odată mecanismul ăsta planetar cu niște tobițe care vin și pe partea aceasta este o roată intermediară care este legată de diferențialul mașinii. Și aici putem vedea un pinion intermediar de asemenea, care în momentan este liber, însă când cutia este montată, practic cele patru mecanisme, că ai 1, 2, 3, că l-ai dublu și ăsta este al patrulea, dau diverse viteze diferite de rotație. Ăsta este diferențialul față al mașinii, singurul diferențial, că nu e 4-4. Ăștia sunt sateliții planetari ai diferențialului, care în mod normal, când mergi drept cu mașina, nu se mișcă. Toată carcasa asta se rotește cu totul. Când e o curbă, în schimb, și să zicem roata stângă se rotește mai repede, în interior, deși ăsta se rotește cu totul, apare această mișcare relativă, permițând planetarelor să se miște la viteze diferite. Și evident că, dacă te uiți, este foarte îngustă această cutie. Ea se află împărțită prin tot felul de cutii pe aici, pentru că e în curs de recondiționare. Trebuie să mai vină niște piese, din câte înțeleg, un pachet ăla de discuri, care trebuia să vină și n-a venit. Și în partea aceasta ar mai fi convertizorul, care poate avea și el un ambreiaj de control, deși din câte știu la cutia asta patinează tot timpul, că e de generație mai veche. Ăsta este spatele acelui bloc de valve, care e bombă, exact, și aici se... Ai greșit o pătrățică? Exact, da. Nu mai merge cutia, da. Da. Și în partea de spate de acolo există acei solenoizi de control, pentru că sunt mai mulți. Sunt unii care controlează lăsarea liberă sau blocarea acelor elemente de rotație și alții controlează, de exemplu, convertizorul, care convertizor, l-am mai deschis eu la episodul de la automatic, are trei elemente. Are o carcasă prinsă de volantă, respectiv asta, și în interior are o elice care este prinsă de axul de intrare în cutie și între ele este un mecanism care se rotește într-o singură direcție numit stator și care amplifică, schimbă brusc unghiul uleiului de circulație la 90 de grade și implicit asta înseamnă o transmitere de forță prin mediul viscos și multă sensibilitate pe acolo. Asta este baia de ulei și toate elementele astea asamblate îți dau viteza, toată funcționarea cutiei. Și asta exact este pompa de ulei a cutiei, care vine prinsă pe unul din arbore acolo și implicit când motorul se rotește, pompa asta generează rotație și vine exact pe discul acesta. Și în felul acesta cutia are presiune de ulei,
ca să-și autogestioneze toate aceste lucruri. Ai și un mic calculator. Gândiți-vă că înainte cutiile erau pur mecanice și punctele de schimbare treaptă erau în funcție de niște arculețe care cedau la o anumită presiune de ulei, niște supape guvernatoare cu centrifugă care cedau la o anumită viteză de rotație, chestii de genul acesta. Adică era efectiv ireal de complex. Acum, în schimb, au simplificat prin faptul că ai solenoizi ăștia de control care sunt energizați. Că-s mai multe, sunt trei tipuri. Ai unii care sunt general de tip on-off, adică nu sunt progresivi, dar pot să lase uleiul să circule. Unii dacă aplici curent pe ei, alții dacă iei curentul de pe ei, și sunt solenoizii progresivi, care în funcție de voltajul aplicat, cu cât ridici voltajul între 0,1 și 5 volți, încep și deschid sau închid progresiv. Deci sunt multiple tipuri, care controlează tot felul de elemente din astea din cutie, pentru că la transmisiile mai noi, nu e totul negru sau alb. Există și situația gri în care niște pachete de-astea de ambreiaje cumva patinează controlat. Și de asta și apare uzură, pentru că toate acele discuri, oricât am vrea noi să credem că țin trilioane de kilometri, evident că se vor uza, că sunt niște elemente care patinează. Nu există ulei pe viață, pentru că toate elementele astea generează și căldură, se umple cu șpan și tot ăla recirculă prin cutie, deci apare uzură. Gândiți-vă că aceste cutii nu sunt doar metal. Pe lângă faptul că fiind din aluminiu multe componente se pot deforma, ai nevoie de izolare și implicit apar situațiile acestor garnituri care pot ceda, pompele de ulei pot ceda, rulmenții, că avem aici, de exemplu, rulmenți pe partea aceasta. Și apropo de cedare, uitați-vă cum arată niște cuzineți învârtiți de la un motor care a bătut. Ăsta este un cuzinet relativ normal, cu o uzură cât de cât, să zic, acceptabilă, deși și ăsta e destul de zgâriat. Numai că ăsta este efectiv un cuzinet topit și învârtit. Observăm că este cu buză făcut, adică pur și simplu este distrus, spre deosebire de acesta care nu are buză. Uitați-vă diferența asta de rotație. Este de ajuns ca o secundă, maxim două, motorul să nu aibă presiune de ulei la o viteză de rotație de 3-4.000 de rotații pe minut și pur și simplu pentru că nu au ungere și răcire, merg metal pe metal și în felul acela, chiar dacă au niște straturi de cupru protecție, se topește pur și simplu și arată ca acel plastic dip, plastic gauge, cu care se verifică toleranțele dintr-un motor. Sreten folosește așa ceva și asta înseamnă când îți bate motorul. De exemplu, la 1.5 DCI, deși nimeni nu vorbește despre chestia asta pe la noi, este un motor notoriu pentru faptul că învârte cuzineți. Rușii aleg ca contra sumei de 148 de lei aproximativ, odată la două schimburi de ulei sau la 60.000 de kilometri, de fapt mai multe schimburi de ulei, cam la 60.000 de kilometri, în regim extremis, dacă se folosește mașina foarte intens la 30.000 de kilometri, să schimbe și cuzineții. Și în felul acesta știu că motorul va funcționa în parametri. Pentru că dacă motorul bate, n-ar fi neapărat problema de bătaie, că schimb cuzineții. Dar problema e că atunci când a început să bată pentru că i-a învârtit, apar bavuri și acele bavuri, toate depunerile alea circulă prin motor și apar tot felul de probleme până la urmă. Și nu știu ce ar mai fi pe aici interesant. Uite, o cutie Aisintere 60 de Touareg, care are exact același principiu de funcționare ca această cutie, doar că este pe longitudinal și a fost transformată într-o lampă. Aici putem vedea mecanismul de parc, care de asemenea vine montat pe exterior, doar că aici putem vedea că acționarea lui este de motoraș electric, nu este cu manetă. Și exact același sistem, doar că pe lung. Și în felul acesta, canelurile astea sunt cele unde se prind toate elementele alea de tip ambreiaj de control. Și cred că ar mai fi câteva chestiuni interesante de văzut pe aici. Un motor de Touareg, un bloc de fapt de Touareg de 5 cilindri, un R5 din acela. Și aici putem vedea cum blocul este de tip closed deck, cum are cămășile astea integrate. Și toată partea de distribuție a acestui motor este pe pinioane. Pompe de ulei, de motorină, aer condiționat, vacuum, toate sunt bazate pe partea asta de pinioane. Și de asta e și un motor mai complex din punctul ăsta de vedere și toate aceste piese se vor transforma în mobilier, scaune diverse. Aici mai putem vedea de asemenea un bloc de tip open deck. Vedeți diferența de cămăși în raport cu blocul versus acesta, care nu are fustele alea laterale. Practic la ăsta antigelul și uleiul circulă prin aceste canale și nu printr-o galerie din aia care înconjoară efectiv cămășile alea siamezate care au cumva diagramă de Audi. Ce mai are pe acolo? Da, duzele de răcire, exact, da. Pe care le tot zic eu în filmări.
foarte interesant. Niște lanțuri, canale, chestii. Vă dați seama cât de complicat e să faci toate aceste piese. Mie mi se pare efectiv ireal că se poate obține un bloc turnat care să aibă deja toate acele canale. Pentru că trebuie să ai niște matrițe speciale să poți să turni uleiul în acel fel. Și aici are ceva foarte interesant. Artă mecanică la un Phaeton. Uitați-vă cum arată mecanismul de deschidere al portbagajului. Brațe de aluminiu, cu tot felul de bucșe, cu sistem excentric, cu pistoane. Cred că chestia asta costă cât un portbagaj modern de mașină. Nu prea le-a ieșit însă cu cablul ăsta de alimentare de pe partea de aici. Și oricum, dacă vreți să vedeți Phaeton, puteți să revedeți prezentarea mea de acolo. Adică... Seamnă cu un tren de aprilie. Exact. E... Și evident că ăsta poate să fie și motorizat, pentru că pistonașele alea pot fi hidraulice. Și asta înseamnă încă un calculator, încă o pompă, totul de foarte... Din păcate, toate puse în podeaua mașinii, ceea ce înseamnă că se udă. Ploiță și deranj, exact. Foarte drăguț acest episod, aș putea spune, nu știu, cel puțin pentru mine. Acum nu vă cer să vă placă, dar era păcat să nu filmez toate aceste detalii. Și iată cum, na, unele componente chiar prin viață ulterior. Undeva pe aici, prin garaj, este un interior complet de E39, care a fost transformat în șezătoare, să zic așa. Și cred că e interesant așa să mai păstrezi din piesele astea și să faci tot felul de elemente interesante, da. Cam asta ar fi, sper că v-a plăcut, că ați mai aflat ceva util de pe aici. Și o să mai filmez aici cu siguranță. Un piston uzat. Și apropo, hai să mai arăt și chestia asta. Schimbați-vă, frate, uleiul la timp, că dacă ne uităm la acest piston, el are niște specificații. De exemplu, segmenții ăștia doi sunt ăia de compresie și ăsta este segmentul raclor de ulei. Dacă nu schimbi uleiul la timp și el își pierde din proprietăți, acest segment, care în mod normal ar trebui să fie destul de liber și să se poată mișca, ca să aibă o elasticitate, să poată etanșa, pentru că, după cum v-am mai explicat, segmentul are o strungăreață. Asta. Ori dacă aici apar depuneri de carbon, el devine rigid, nu mai este elastic. Și marea problemă este obturarea acestor canale emisferice pe care le vedem aici, de fapt semicercuri, semicilindri, pe unde uleiul se degajă înspre interior și pică înapoi în baie. Putem vedea acolo niște găuri în capăt. Păi dacă uleiul ăla devine o pastă, obturează toate aceste canale și în momentul în care pistonul urcă și coboară, segmentul acesta șterge uleiul, dar n-are un să-l mai ducă și implicit el rămâne pe pereți, este ars și apare consumul de ulei. Fără să existe o uzură mecanică, ci pur și simplu este o depunere care nu permite curgerea naturală a uleiului. Un piston trebuie să fie curat, să aibă segmenții liberi și nu mă refer la asta, mizerie, ci trebuie să fie pur și simplu componentele libere, să există canalele astea funcționale, pentru că de aia apare consum de ulei. Și evident că el după aia, consumând ulei, apar depuneri și mai multe, totul în scară și apare uzura mecanică. Și în momentul respectiv, de exemplu, ăsta este un piston uzat, care are fusta aceasta de grafit zgâriată și implicit el zgârie și cămașa motorului și apare un joc. Și de acolo apare consum exagerat de ulei, uzură, bătăi și incompatibil cu viața, cum se numește. Așa că părerea mea e că aici nu e nimic de criticat, mașina asta a trecut prin multe, a fost servisată la un moment dat undeva unde n-a fost făcută ca lumea cutia automată și pur și simplu motorul a avut o vârstă, are niște kilometri și a trebuit refăcut. Dar decât să ajungi în situația asta cu o mașină normală relativ nouă cu kilometri puțin, doar pentru că ți s-a spus că trebuie să ții uleiul 30.000 de kilometri și 2 ani, ceea ce pur și simplu este inacceptabil, mai bine îl schimb la timp, că e mult mai scump să ajungi cu piesele astea pe masă așa, să trebuiască să plătești manopere sau dacă îți faci singur să fie un timp îndelungat în care faci chestia asta, mai bine schimbi uleiul la timp, că este infinit mai ieftin. Părerea mea e că e de necontestat faptul că mai bine ești preventiv decât să ai situații din astea neplăcute pe principiul ăla cu mai bine să-ți fie rău decât să-ți pară rău. Cam ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut și hai în zona de comentarii să mai dezbatem una alta pe aici.